Epoca Întunecării, capitolul 16 Vremuri de tiranie și criză Mai mult, interzicem celor cuprinși de nebunia păgânismului predarea oricăror învățături. Codul lui Justinian Filozoful Damascus era un om curajos. Trebuia să fii curajos în acele vremuri ca să fii filozof, mai ales după ce vedeai ce văzuse el. Pe când se plimba pe străzile din Atena, în anul 529 după Hristos, a auzit cum erau strigate prin piețele aglomerate noile legi despre care circulau zvonuri neliniștitoare. Damascius fusese deja persecutat de creștini. Acum ar fi fost nesebuit din partea lui dacă n-ar fi recunoscut pe dată semnele ce prevesteau o nouă persecuție. Pe când era tânăr, s a studiat filozofia la Alexandria, cetatea unde fusese ucisă Hipatia. Nu a mai zăbovit multă vreme acolo, de vreme ce orașul se întorsese împotriva filozofilor. Persecuția a început în mod dramatic. Un atac violent al studenților necreștini asupra unui creștin a strânit un șir de represiuni cărora le-au căzut pradă filozofii și păgânii călugări creștini, înarmați cu securi, au nevălit într-o casă pe care au demolat-o sub pretextul că ar fi un altar al liderilor demonici și totul în numele lui Isus și al iubirii. Violențele s-au răspândit, iar creștinii au căutat și au strâns toată, toate imaginele vechilor zei de prin Alexandria din băi și din casele oamenilor. Le-au adunat pe un rug în centrul orașului și le-au ars. După cum observa mai mult decât mulțumit cronicaul creștin Zaharia din Mitilene, Hristos le-a dat urmașilor săi puterea răutății și aurii de a călca în picioare șerpii și scorpionii, precum și toată puterea vrășmașului. Pentru Damascius și alți filozofi, acesta era doar un preludiu a ceea ce urma curând un demnitar imperial a fost trimis la Alexandria să investigheze situația păgânismului. Ancheta s-a preschimbat rapid în persecuție. Mai mulți filozofi au fost torturați fiind atârnați de funii, iar fratele lui Damasius a fost bătut cu bâte și spre marea mândrie a lui Damasius a rămas tăcut. Filozofii nu au fost atacați doar la Alexandria și nu au îndurat mereu atacurile cu o astfel de suferință mută, când un filozof era bătut într-un tribunal din Constantinopol, sângele a început să-i și și roiască pe spate. Omul a luat sânge în călușul palmei și a spus judecătorului, Tu, sălbaticule, vrei să sfâși și carnea oamenilor? Iată ceva cu care să te speli. Apoi a aruncat un pumn de sânge spre demitar. Bea acest vin. Persecuția de la Alexandria îl va schimba complet pe Damasius, care nu intenționase vreodată să studieze filozofia. Fiul privilegiat al unor părinți bogați voi să urmeze mai atractiva carieră de orator. Norocul l-a înturmat spre filozofie, dar odată convertit la această cauză, nu numai că s-a devotat pe deplin filozofiei, ba chiar și-a riscat viața pentru ea în mai multe rânduri. A nutrit un profund dispreț pentru oricine făcea mai puțin iar în scrierile sale îi înfierează pe cei cărora le place să pălăvrăgească despre ceea ce trebuie făcut, dar sunt incapabili să pună ceva în practică. Cuvintele fără fapte erau inutile, așadar, acțiune. Când persecuțiile din Alexandria au devenit insuportabile, Damasius a decis să plece, în taină, împreună cu profesorul său Isidor, s-au zorit spre port și s-au îmbarcat. Destinația lor era Atena, în Grecia, cel mai faimos oraș din istoria filosofiei occidentale. Trecuseră patru decenii de când Damasius se refugiase la Atena într-un exil intelectual. În acest timp se schimbaseră multe. Când ajunsese în oraș, era tânăr. Acum avea aproape 70 de ani, dar era plin de energie, ca întotdeauna. Și când se plimba prin Atena, în mantia sa de filozof, același veșmânt auster pe care îl purtase și Hipatia, mulți cetățeni le recunoșteau cu ușurință, pentru că acest izilat era deja o figură consacrată a filozofiei ateniene, un autor prolific și conducător uneia dintre școlile filozofice ale orașului, Academia. A spune una dintre școli nu înseamnă a-i diminua importanța. Era poate cea mai celebră școală din Atena și din Imperiul Roman. Istoria ei mergea înapoi în timp, vreme de o de ani și va lăsa urme lingvistice în Europa și America pentru următorii 2000 de ani. Fiecare academie modernă îi datorează numele. După ce străbătuse marea cea volburată ca vinul, viața lui Damascius fusese bună, uimitor de bună, dată fiind acitația pe care o lăsase în urmă. În Alexandria, tortura, crima și nimicirea își puseseră amprenta asupra vieții intelectuale a orașului. După uciderea hipatiei, numărul filozofilor din Alexandria, pe cum și calitatea învățământului, lucru deloc uimitor, intrase într-un declin dramatic. În scrierile autorilor Alexandrin din epocă se resimte o adâncă mâhnire, aproape deznădejde. Mulți, ca Damascius au plecat. În Atena, secolul al V-lea, biseica nu era atât de puternică și era mult mai puțin agresivă, dar intelectualii simțeau presiunea. Filozofii păgâni care se împotriveau creștinismului au plătit. Informatorii erau la tot pasul, iar demnitarii imperial își plecau urechea, a spusele lor. Unul dintre predecesorii lui Damaschius a exasperat între atât autoritățile încât a fost nevoit să fugă, izbutind cu mare dificultate să scape viața și proprietatea. Un alt filozof. I-a iritat atât de mult pe creștini cu felul său păgând de viață, încât aceștia l-au silit să meargă în exil departe de oamenii asemănători vulturilor, cum îi numea el pe creștinii care stăpâneau acum Atena. Printr-un gest care, a nevoie, putea fi considerat ca neavând valoare simbolică, creștinii au înălțat o bazilică în mijlocul aceea ce era odată o bibliotecă. Atena, care fusese atât de înclinată spre dezbateri, atât de glorioasă și năbosită în formularea argumentelor, acea Atena era acum tăcută definitiv. Lumea de acum era din ce în ce mai încordată și mai crispată. Era, după cum a spus un prieten al lui Damasius, o vreme de teroare, de tiranie și de criză. Structura orașului se schimbase, festivalurile păgâne erau interziste, templele închise și ca în Alexandria, înfățișarea orașului era profanată. Aici profanarea se petrecuse prin înlăturarea măreției, măreției statuii a zeiții Atena, scultată de Fidias. Rafinatele tradiții filozofice ale Atenei fusese rânjosite, deși la asta au contribuit nu doar creștinii, ci și filozofii incompetenți. Când Damascius și profesorul său au sosit la Atena, la sfârșitul secolului al V-lea, au fost cu totul cuceriți de oraș. Acum, observa Isidor, filozofia nu se află doar pe marginea prăpastii, ci aparține unei epoci de mult apuse. Damascius nu știa vreo împrejurare în care filozofia să fi fost atât de disprețuită ca în Atena acelei vremi. Era un semn al ostilității crescând a imperiului față de necreștini iar Atena părea locul cel mai ostil pentru refugiu. Totuși, Damasiu s-a reunit filozofia ateniană în jurul său. La câteva decenii după sosirea lui în oraș, reușise să trezească din amorțire școlile filozofice și să le răspundească iar faima în lume. Din nou, Academia atrăgea scritori care o numeau chintesența florii filozofiei din vremea noastră și care veneau aici să studieze. Filozofii, ei erau foarte prolifici și erudiți. Damasius și colegii săi au întocmit tratate care au primit calificativul de cele mai savante documente pe care ni le-a lăsat Antichitatea. Neobositul Damasius a găsit și el timp să scrie tratate academice foarte dense despre Aristotel și Platon, a cătuind și rafinate opere despre metafizică, Platon și matematică. Deși avea succes, Damasius nu uitase ce văzuse în Alexandria și nici nu a putut să ierte. Scriile sale dovedesc un neîntrerupt dispreț pentru creștini. Puterea zelului creștin în acțiune îi se înfățișase pe deplin. Fratele său îi căzuse victimă. Profesorul său fusese exilat din cauza acestui zel. Și din nou, în anul 529, zelotismul își făcea simțită prezența. Creștinismul proclamase cu mult timp în urmă că toți păgânii fusese rășterși de pe fața pământului. Acum, în sfârșit, realitatea era silită să cedeze în fața retoricii triunfaliste. Hotărârea neînduplecată care a declanșat această amenințare nu a fost resimțită doar în Atena vremii. Anul 529 după Hristos a fost cel în care situația a început să se răutățească la Atena, dar și cel în care Sfântul Benedict a nimicit altarul lui Apollo din Monte Casino. Câțiva ani mai târziu, împăratul Justinian a decis să distrugă friza frumosului templu al lui Isis de la Fila din Egipt. Un general creștin și trupele sale au zdrobit metodic chipurile și brațele imaginilor demonice. Dacă mergi azi la Fila, poți vedea friza în care în mare parte intactă, cu excepția multor figuri sculptate cărora le lipsesc fețele și mâinile. În Atena, nu atât templele erau potențial primijdoase, cât ceva mult mai intangibil. Filozofia, atacurile precedente a Damascius și a savanților săi fusese reconduse de entuziasmul local. Ba o bandă violentă de călugări alexandrin, ba un demitar local, dar acest atac era ceva nou. Nu era consecința entuziasmului unei puteri locale ostile. Venea sub formă legală, chiar de la împărat. De fapt, ceea ce s-a abătut asupra filozofilor în anul 529 după Hristos nu a fost o singură lege, ci un torent de violențe legislative venit de la Justinian. Milostivirea sa a și milosârdul Justinian, așa cum îl numeau legile vremii. A dat acest cod de legi care strălucește cu o lumină nepricănită ai dumneavoastră celei unui astru iar Justinian însuși era numit Sanctitatea sa și slăvitul împărat. Nu era însă nimic slăvit sau milosârd în ceea ce urma, nici ceva plin de milă, era sfârșitul. Dar acum, înainte, nevlavioșii și nelegiuiții păgâni nu mai aveau îngăduința să persiste în nesebuita lor rătăcire. Oricine refuza mântuirea în viața viitoare urma să fie osândit în cea de acum. Legile au căzut ca niște lovituri de ciocan peste cei care aduceau jerfe zeilor. Pedapsa pentru aceasta era moartea. Oricine se închina la statui era executat. Oricine, botezat fiind, continua să aducă jerfe, urma să fie și el executat. Legile au mers mai departe, nu doar că practicile religioase ale altor religii erau interzise. Practicarea religii creștine devenea obligatorii în fiecare templu păgând păcătos din imperiu. Drumul spre eroare era acum închis cu forța. Toți trebuiau să devină creștini. Fiecare om din imperiu care nu era botezat trebuia să o facă de îndată să meargă în sfintele biserici unde să se lepede de vechea rătăcire și să primească mântuitorul botez. Cei care refuzau erau deposedați de toate bunurile mobile și imobile, și își pierdeau drepturile civile, erau reduși la sărăcie. Dar acestea nu erau propriu zis pedepse, ci doar un preambul, fiindcă adevărata pedepsă va veni în viața viitoare. Cei care nu se grăbeau împreună cu familia spre Sfintele Biserici și nu se botezau, aveau de suferit cele amintite mai sus, apoi erau exilați. Nesăbuita rătăcirea păgânismului urma să fie ștearsă de pe fața pământului. Într-o astfel de atmosferă dura ceva până când o lege devenea cu adevărat represivă. Totuși, una a reușit. Din anul de furie spumegândă, emanat de guvernul vremii, o lege a devenit cu adevărat infamă pentru următorii 1500 de ani. Dacă o citim, cu o cu cealaltă legi ale lui Justinian, ne pare copleșitoare. Dincolo de dictisitoarele paragrafe birocratice, este cunoscută ca legea 1.11.10.2. Mai mult, glăsuiește aceasta, însă îl predarea ocrei învățături ca este atinsă de nebunia păgână, pentru a nu corupe sufletele învățăceilor. Legea continuă, adăugând câteva detalii meticuloase privind plata, dar în mare aceasta este. Consecința ei a fost formidabilă. Legea de față a fost cea care i-a asilit pe Dămașiu și adepții săi să părăsească Atena. Tot această lege a avut ca efect închiderea Academiei și l-a făcut pe savantul englez Edward Gibbon să afirme că toate invaziile barbare au, fost, au făcut mai puțin rău filozofiei ateniene decât creștinismul. Urmarea acestei legi a fost descrisă mai simplu decât de alți istorici. În această clipă spuneau epoca întunecată a început să se aștarnă peste Europa dar nu s-a așternut imediat, la fel ca alte ore astrale al istoriei și această lege a fost mai mult expresia unei tendințe. Nimic nu s-a prăbușit dintr-o dată. Lumea nu s-a întunecat brusc și puțin câte puțin. Consecințele imediate ale legii nu au fost atât de dramatice cât lasă să se înțeleagă formularea ei. Pentru o vreme, Damascius și, și săi filozofi au continuat să predea, iar școala lor a funcționat au ținut conferințe și cu siguranță că au scris și cărți. Și firește, e imposibil să ne închipuim că filozofii au încetat să se ceondănească asupra detaliilor de interpretare a filozofiei neoplatonice. Cunoaștem puține lucruri din această perioadă, oricât de ispititoare ar fi posibilitățile. Se pare că putem cunoaște destul de precis ce clădiri au folosit acești ultimi filozofi ai Academiei, ultimii filozofi autentici a Atenii în ultimele luni și zile de ședere în oraș. Săpăturile din 1970 din Agora Ateniană au dat la iveală o elegantă casă, demnă de invidiat. Astăzi această vilă în stil roman este cunoscută sub numele neutru de Casa C. Ce? Numele nu prea îi face dreptate frumuseții sale. Din afară firește pare o locuință fără pretenții așezată într-o stradă îngustă, în apropierea pieței principale din Agora, ea arată lumii de afară un zid spălăcist și fără ornamente. Însă, lungimea impresionantă a zidului, 40 de metri, precum și amplasarea ei în umbra acropolei, pot să sugereze cu discreție ceva mai mult. Dacă ar fi pășit prin acea ușă din zid, lăsând în urmă soarele după amiezea ateniene, ai fi pătruns într-un hol întunecat, apoi te-ai fi trezit brusc într-o altă lume. Departe de zgomotul și praful la ateniene te-ai fi aflat într-o curte umbroasă și răcoroasă, împrășimuită de un portic. Zidurile și pardosala erau de piatră, reci, latince, chiar în cea mai fierbinte zi. Iar de dincolo de curtea interioară venea un susur ispititor de izvor, dar cel mai remarcabil aspect era arta. Poți cunoaște multe lucruri despre oameni după arta cu care aleg să-și decoreze locuința. Cele 12 statui recuperate din casa C nu erau din colecția unui diletant. Impresionează nu doar calitatea extraordinară a meșteșugului artistic, ondulațiile delicate ale gurii feminine, suguirea senzualelor buze ale zeiții Nemesis, ci și realismul lucrării care face vizibil fiecare fir a spâncenilor împăratului. Alt lucru care ne impresionează la aceste statui este vârsta lor. Erau piese antice, străvechi, chiar pentru vremea când filozofii trăiau acolo. În zilele lui, Lama lui Damasius, una dintre ele ar avea peste 400 de ani vechime. O altă dintre cele mai interesante era un amplu, dar delicat relief sculptat, care îi înfățișa pe zeii Hermes, Apolon și Pan, alături de un grup de ninfe cu toții privind către un zeus bărbos. Această colecție de artă era una eclectică, un deliciu al anticarilor care ar fi impresionat vizitatorii de orice, din orice secol. La începutul veacului al XVI-lea, când obiectele de artă erau vandalizate, sfărâmate sau desfigurate, colecția era uimitoare. Dacă înaintai și treceai de statui, dincolo de dârele de lumină și întuneric, lăsate de umbrele coloanelor de piatră, sunetul apei devenea mai puternic. Într-o lume în care apa curentă era o raritate costisitoare, aceasta era o casă din care picura literalmente bogăția. Coborai câteva trepte și acolo, sub arcuri generoase, lucind în soarele atenian, găseai un bazin semicircular și un sanctuar. Era un loc al desfătării, în cumplita după amiază ateniană, la fel cum Plinius cel tânăr se delecta la vederea unei ape cristaline care curgea lângă altarul unui al râului. Oricine putea să venereze aici, nu doar zeitatea, ci și frumusețea. Este foarte plauzibil ca această casă că să fie locul unde Tamașius și colegii săi și-au petrecut ultimii ani la Atena. Ar fi fost locul preferat pentru ei. Aici se găsea tot ce aveau nevoie, de la săl de lectură, și de clasă până la sanctuare pentru vechii zei, o mare sală de mese decorată cu scene din viața zeilor, unde Damasius ofera cinele cu care era îndatorat. La astfel de mese, Damasius făcea figură de anfitrion amuzant. Este foarte limpede, dacă scrie, din scriile sale, că avea un gust foarte fin pentru anecdote. Cu Deul său îi datorăm istoria cu Hipatia și Prosopul folosit pentru igiena intimă. Este evident că el nu prea avea chef să-și săreze vorba cu glume, spre a-l face pe cel care ascultă să se simtă bine. Un savant, a cărui gândire era desăvârșită, este îndepărtat din școala lui ca fiind de o inteligență inegală. Alții primesc două similare. Totuși, cu sau fără aluzii răutăcioase, compania lui era plăcută și, într-un fel, înveselitoare. Splendida curte interioară a casei, cu aspectul ei din altă lume, avea un farmec aparte, datorat și filozofilor care o locuiau, purtându-și veșmintele lor sfidătoare, criticând teoriile altora și dezbătând chestiuni interzise. Fără niciun dubiu, ei vor fi discutat și despre ceea ce devenise cea mai importantă forță din viața lor, creștinismul. După cum observa acest setorul Ellen Cameron, în anul 529, filozofii din Atena erau amenințați cu nimicirea întregului lor mod de viață. Creștinii erau în spate la acestei acțiuni, dar cu toate acestea vei căuta în zadar cuvântul creștin în scriile filozofilor. Asta nu înseamnă că el nu era acolo. Miasma noii religii se simte pe nenumărate pace. Creștinii sunt cei care pornesc persecuții, le torturează colegii și îi surghiunesc pe filozofi. Damasciul și colegii săi filozofi detestau noua religie și pe conducătorii ei nedispuși la compromis. Până și profesorul lui Damasius, Isidor, celebru pentru blândețea și amabilitatea lui, îi găsea cu totul dezgustător și îi considera iremediabil pâncă pângăriți și nimic nu-l putea sili să le accepte compania. Dar cuvântul creștin lipsește. De vreme ce silabele acestui cuvânt stârneau prea multă repulsie pentru a fi rostite, filozofii recurgeau la diverse parafraze. Deseori numele pe care le dădeau creștinilor erau indirecte. Cu rafinament, regimul guvernământului creștin, cu crimele, tortura și persecuțiile lui, era numit situația prezentă sau împrejurările cele mai răspândite. Într-un alt context, creștinii sunt probabil cu referire la cei care îi furau și le pângăreau statuile, oamenii care îi mișcau ceea ce nu se poate mișca. Altor numele erau mai directe. Creștinii erau vulturii sau, și mai simplu, tiranul. Alte expresii sugerau o ironie fină. Literatura greacă este saturată de creaturi hidoase și respingătoare, iar filozofii le foloseau pentru a descrie cumplita situație în care se găseau. Creștinii au început să fie numiți giganți și ciclopi. Numele alese par la prima vedere o alegere excentrică. Ei nu sunt cei mai îngrozitori moștii din canonul literar grecesc. Homer, însuși, putea oferi pilda monstrului devorator de oameni Scila ca o insultă mult mai potrivită. Totuși, alegerea avea semnificația ei. Giganții și ciclopii din mitul grecesc nu erau înspământători, pentru că nu se asemănau oamenilor, ci tocmai de asta. Ei făceau parte dintr-o categorie nefirească de moștri grecești. La prima vedere, arătau a idonoa oamenilor, dar tăiau cu totul în afara civilizației. Erau grobieni, josnici, necioplici și huligani erau aproape oameni, dar nu prea mult și însemnau tot ce este mai hidos pentru aceștia. Pentru acești filozofi era analogia perfectă. Când filozoful despre care am vorbit mai sus a fost bătut pentru până ce sângele își roia pe spinare, insulta pe care i-a zvârlit-o judecătorului a fost Hei, ciclopilor, beți și vinul dacă tot a sfârșit carnea omenească. Deci filozofii îi desconsiderau pe creștini. În consecință, autoritățile creștine erau profund iritate de atitudinea acestora. Unele dintre învățăturile lor contraziceau în mod flagrant și intolerabil doctrina creștină, orice aluzie venită din partea filozofilor cu privire la eternitatea lumii, orice, de pildă, nu putea fi susținută dacă se credea în doctrina creației din nimic. Mai mult, ne aflăm într-o epocă în care filozofia și teologia fuzionau frecvent, un lucru foarte amenințător pentru creștin. Ceea ce era și mai rău, în academie se studia acum nu purul Platon, ci suspectul neoplatonism, spre oroarea scribilor de mai târziu. Un manuscris din veacul al X-lea, care păstrează câteva texte ale lui Damascius, presar în aceste note critice pline de indignare creștină împotriva acestui om lipsit de vlavie și față de neghiobia și absurditatea rău întormită de necrezut și imposibilă pe care acesta cu totul, fără Dumnezeu și fără vlavie, o crede. Creștinii nu vor mai trebui să aibă de-a face cu astfel de șicane multă vreme. În anul 529 după Hristos, legea a interzis filozofilor, celor care sufereau din cauza nesăbuinței păgânismului, să mai predea ce spunea oare unul altuia al filozofii când pășeau pe marma rece a coridoarelor din casa C? La ce s-au gândit când au aflat că, în cazul în care nu se prezintă de îndată pentru a fi botezați, potrivit legii, vor fi deposedați de toate drepturile și posesiunile, inclusiv de minunata lor vilă. Ce vor fi gândit când au auzit că dacă primesc botezul și apoi cad în păcat, Aducând o jefă pe altarul de lângă frumosul lor bazin, soarta lor va fi execuția? Ce convenții, ce conversații vor fi purtat în lunile care au urmat, după ce noile legi au început să-și facă efectul, iar șuvoiul de discipoli sclipitori, care se revărsa în săle de clasă a început să scadă? Sau când banii din taxe au încetat să mai vină? Iar avuția lor a început să se mișoreze, sau când moștenirile și test testamentele pe care se sprijinau din ioară s-au sfârșit. Nu este cu putință să dăm un răspuns, așa cum este cazul și în privința altor aspecte ale perioadei. Se pare că unul dintre filozofi ar fi scris o istorie acelor petrecute, dar, în caz că a existat cu adevărat, lucrarea s-a pierdut. Câteva fapte. Întrevăzute prin pânza subțirea a textelor care au supraviețuit sunt limpezi. Este evident că filozofii nu au plecat imediat ce infama lege a fost aprobată. În schimb, au intrat de bunăvoie într-un con de umbră, dovada înțelepciunii, nu a lașității potrivit filozofiilor. Cele aproape 200 de ani de creștinism agresiv i-au învățat valoarea acesteia. Filozofii, după cum spunea unul dintre ei, ar trebui să lase în pace fiarele adormite și, în asemenea vremuri de criză, să evite cu grijă confruntarea cu autoritățile, precum și prematura etalare a sincerității. Dar fiarele adormite nu le neveau. Din potrivă, fiarele creștine răgeau acum cu și mai mare înverșunare. Au început confiscările. Filozofii nu mai puteau câștiga bani, nu mai puteau să profeseze învățământ, nu-și mai puteau practica religia, iar acum nu mai dispuneau nici de proprietăți și bunuri. Prin anul 532 se pare că viața lor a devenit de neîndurat și au decis să plece. Atena, mama filozofiei occidentale, nu mai avea loc pentru filozofii sau cel puțin pentru filozofii care refuzau să-și pună instrumentele în slujba stăpânilor creștini. Damaștus avea acum 60 de ani, dar nu voia să se dea bătut. Parcusese mii de mile ca să ajungă aici. Acum trebuia să străbată iar mii de mile. Simțul datoriei o cerea. Dorința pentru bine nu este de ajuns, cerea el, ci mai e nevoie și de tărie de caracter și de un cel de neclintit, precizat. Dar chiar și pentru Damaștus o asemenea călătorie era una foarte dăznață. Filozofii au că era un nou rege în Persia. Cosroes. Despre el se spunea că este un mare iubitor de literatură și un pasionat de filozofie. Zvonurile erau ademenitoare. Dispunea de multe opere traduse din greacă în persană. Mintea îi era plină de doctrine lui Platon, ba chiar după cum se șoptea, pătunsese dificilul dialog Timaios. Timaios. Persia însăși era un ținut atrăgător. Se povestea că este atât de bine cârmuită încât nu sufera de pe urma furturi, furturilor târhăriei și crime. Era pe scurt tărâmul regelui filozof visat de Platon. Călătoria nu avea să fie ușoară, Lungimea ei era descurajantă. Damasius nu era însă un om care să se lasă de, bără de fică, frică. Niciun lucru omenesc nu este atât de prețios ca o conștiință curată și limpede, scrisese el odată. Un om nu trebuie să pună nimic mai pe sus de adevăr nici când este copleșit de primejdele unei bătălii iminente sau de o sarcină nevoiasă de la care se sustrage cuprins de frică. Și tot așa s-a petrecut în acea zi, la trei ani după publicarea legii 1 11, 10, 2, cu cei șapte bărbați, ultimii filozofi ai măreții, Academiei, care au prăsit Atena. Pentru a doua oară în viață, Damasius era exilat de creștini pentru a doua oară în viață, este nevoit să-și facă bagajele, să-și adune bunurile și cărțile, după cum făcuse și în Alexandria. Sosise la Atena ca exilat în tinerețe, iar de atunci propășise atât de mult, salvase filozofia ateniană și transformase Academia în cea mai însemnată școală de filozofie din Imperiu. Și făcuse aceasta mergând în vârful picioarelor pe lângă fiarele creștine adormite dar nu era suficient. Damascius din nou se strecura afară din oraș ca un criminal, mai mult decât atât, nu ca un neleguit, ci fiind neleguit și unul care, după cum sublinea limbajul isteric al legii, era nesăbuit, rău și ticălos. Frumoasa lor casă se pregătea de pustire. În anul 532, filozofii au părăsit Atena, Academia s-a închis. Adevărata, libera filozofie ateniană se sfârșise. Călătoria nu a fost o izbândă. Departe de a fi o societate perfectă, dreaptă, unde nu existau fără de legi, i au descoperit un ținut unde săracii erau tratați mai inuman decât acasă. Au fost uluiți să descopere că bărbații persani își luau mai multe neveste, mirându-se când au înțeles că încă mai vârșeau adulter. O stare de lucruri care nu părea să-i deranjeze de fel pe cei din partea locului. Cel mai supărător era însă tratamentul aplicat morților. Potrivit vechii dati în zoroastriene, cadavrele nu erau îngropate, ci abandonate pentru a fi devorate de câini. Acest lucru era o pângărire pentru cultura grecească. Iliada debutează cu zugrăvirea numărului mare de eroi viteși, ale căror trupuri, deși a ajuns în Hades, au fost lăsate pradă câinilor și păsărilor care s-au ospătat cu ele. Pentru Homer era chintesența umilirii, în Persia era un obicei firesc. Filozofii au fost dezamăgiți și de gazda lor, regele Cosroes. Sperau să întâlnească un rege filozof. În schimb, au dat peste un nătâng. Departe de a fi un om cultivat, Cosroes Făcea figură de mare învățat, dar în realitate avea doar o spoială de cultură literară. Departe de a fi înzestrat cu un intelect platonic ascuțit, regele era un soi de intelectual diletant, foarte ușor de amăgit de către șarlata. Unul dintre favoriții de la curtea lui Crosores era un bețivan grec, care își pătecuse zilele mâncând și bând, impresionând audiența cu vechi vorbe de o înțelepciune stranie. O asemenea inteligență nu era de felul celei care i-ar fi impresionat pe austerii filozofi din Atena. Damasio și filozofii săi au fost foarte dezamăgiți. Cosroes, care, pe lângă lipsa de pătrundere în problemele de filozofie, pare să fi fost de o inconștiență senină în problemele sociale, nu pare să le fi remarcat dezgustul și, privind cu simpatie, i-a invitat să rămână mai mult. Ei au refuzat, reprosindu-și că au venit aici au hotărât să se întoarcă acasă cât mai repede cu putință. Potrivit unui istoric, dorința lor, oarecum melodramatic prezentată, era să pună cât mai iute piciorul pe pământ roman, chiar dacă asta ar fi însemnat moartea imediată. Ea era preferabilă unui vieți de cinstire în Persia. Se pare că filozofii și-au subestimat gazda, pentru că, în vreme ce ei preferau o moarte sigură, în locul stabilirii în Persia, Cosroes, a mers mult mai departe pentru a-i proteja. Pe când filozofii părăseau curtea persană, Cosroes a încheiat un tratat de pace cu împăratul Justinian. Cosroes a folosit presiunea militară pentru a stoarce de la Justinian promisiunea că filozofilor le va fi îngăduit să se întoarcă la casele lor, unde să trăiască în tignă, fără a mai fi silit să schimbe credințele religioase sau să fie de acord cu ceva care nu ar coincide cu aceasta. Această declarație de toleranță ideologică este singura care o va semna vreodată Justinian. Era o piatră de hotară a liberalismului și o dovadă a gradului de intoleranță la care ajusese imperiul. Filozofii s-au pregătit de plecare. Din nou lipsiți de casă, trebuie să fi călătorit cu, în condiții mizere. Ce s-a mai petrecut după asta nu este foarte sigur. Avem doar informații disparate. Se pare că Într-adevăr, filozofii s-au întors în Imperiul Roman, dar nu la Atena, cu siguranță că nu au renunțat la filozofie. Fragmente din scriile lor au ajuns până la noi. O epigramă îi aparține cu siguranță lui Damasius, iar un alt tratat al unui filozof se numește Soluții la chestiunile pe care le cerceta Cosroes, regele perșelor. Au fost exilați, sărăciți și scoși în afara lege, dar nu au renunțat la filozofie, apoi încet, Printre șapte mai degrabă, acei filozofi dispar. Scriile lor se risipesc, iar ei, împrășteați prin imperiu, mor. Filozofia pe care o trăiseră începuse să piară și ea. Unele filoane din această veche filozofie vor supraviețui, păstrate de câțiva filozofi creștini, dar nu este același lucru. Sunt opere care trebuiau să se afle în armonie cu cele de dinainte, cu stabilitele doctrine ale bisericii, așadar teologie, nu filozofie. Filozofia liberă a dispărut. Marea distrugere a textelor clasice se accelerează. Scriile grecilor au pirit toate sau au căzut în uitare. Este remarca lui Ioan Crisostom. El nu avea decât parțial dreptate, însă timpul va da marcii sale tot mai multă dreptate. Fără mai fi apărate de filozofi sau de instituțiile păgâne, deloc apreciate de majoritatea călugurilor care le copiau. Aceste texte au început să dispară. Mănăstirile s-au apucat să șteargă operele lui Aristotel, Cicero, Seneca și Arhimede. Peste ideile eretice, deși strălucitoare, a început să se aștearnă praful. Plinius este răzuit de pe pagină, peste Cicero și Seneca se scrie din nou, Arhimede este acoperit, toate operele lui Democrit și ale atomismului său eretic dispar, 90% din literatura clasică se risipește. După mai multe secole, un călător arab vizita un oraș de la marginea Europei și reflecta asupra destinului Imperiului Roman. În primele zile ale împărăției Rum, scrie el despre Imperiul Bizantin, științele erau în mare cinste și se bucurau de un respect universal aflându-se pe temelii statornice și mărețe, se înălțau zi de zi tot mai sus, până când religia creștină s-a evit printre locuitorii din rum. Aceasta a însemnat o lovitură de moarte pentru întreg edificiul învățăturii. Urmele lui au dispărut, iar cărările i-au fost nimicite. A fost o pierdere fără seamăn. Această distrugere nu este foarte desamintită în comparație cu alte, dar în felul ei este la fel de importantă. Însă și amintirea existenței unei opoziții față de creștinism a căzut în uitare. Faptul că filozofii au luptat cu tenacitate și din toate puterile împotriva creștinismului a fost trecut cu vederea. Amintirea faptului că mulți au fost alarmați de răspândirea acestei religii violente și intolerante s-a pierdut din vedere. Realitatea cruntă că foarte mulți se delectau în loc să fie oripilați de vederea templelor arse și dărmate a fost ștersă din arhive. Amintirea faptului că intelectualii au fost siderați și înspăimântați la vederea rugurilor pe care ar dau cărțile a fost total uitată. Creștinismul le-a spus generațiilor viitoare că victoria sa asupra vechii lumi a fost sărbătorită de toți, iar generațiile care au urmat au luat de bună seamă această minciună. Filele istoriei Tac, însă pietrele din Atena ne oferă un mic reviem al istoriei celor șapte filozofii. Este limpede potrivit mărturilor arheologice că Marea Vilă de pe Colina Acropolii a fost confiscată imediat ce filozofii au plecat. Este mai mult decât evident că a fost dată unui proprietar creștin. Oricine va fi fost acesta, avea puțină vreme pe care să o dedice artei vechi care decora casa. Splendidul bazin a fost preschimbat într-un baptisteriu. Statuile din jurul lui nu mai putea fi îngăduite, de aceea rafinatele imagini ale lui Zeus, Apollo și Pan au fost făcute bucăți. Cioturile mutilate sunt tot ce mai avem din chipurile zeilor, urâte și asimetrice comparativ cu încă delicatele trupuri. Statuile au fost azvrilite în fântână. Mozaicul de pe pardoseala încăperii, unde se cina a avut o soartă mai prielnică. Panoul central care conținea o scenă păgână a fost șters cu grosolanie. În locul lui a fost pictat o cruce de o stângăcie artistică remarcabilă. Încântătoarea statuia Atenei, zeița înțelepciunii, a suferit tot atât de mult ca aceea de la Palmira. Nu doar că a fost decapitată, dar a mai fost supusă și unei ultime umilințe, fiind așezată în curte, cu fața în jos, pentru a servi ca traptă pentru o scară. An după an, spatele ei a fost ocit pe măsură ce zeița înțelepciunii era călcată de picioarele creștine. Triumful creștinismului era deplin.